băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5, iar în momentul de față, băieți, mă aflu în spatele casei noastre, adică în curtea din spatele casei, pentru că tocmai mi-am dat seama că priveliștea e genială. Deci acum, încă un motiv în plus pentru care am construit noi această casă aici și pentru motivul pentru care am stat noi atât de mult până a fost construită, pentru că a durat ceva. Însă, o chestie care mi-am dat seama este că în momentul în care trece un tren pe aici prin zonă, se aude de pe această terasă, de asta am stat eu pe aici, dar trenul nu se vede, deci înseamnă că este după dealul ăsta. Destul de interesant. Însă, nu uitați voi de la începutul acestui episod să spargeți butonul acela de like. Hai, strângem cât mai multe like-uri la acest episod, să vedem dacă strângem măcar 1000 de like-uri, iar astăzi am un plan să mergem în Dubai. Da, este prima dată în viața mea când m-am gândit să facem acest lucru, dar având în vedere că în momentul de față ne permitem acest lucru, ei bine, o vom face pe bune. Și sunt foarte curios de mai multe lucruri. Adică, vreau să văd în primul rând cum este acolo în Dubai, pentru că n-am fost niciodată. În al doilea rând, vreau să văd dacă este o oportunitate de afacere acolo. Mă gândeam, nu știu, dacă e atât de tare acolo, să ne deschidem probabil un dealer auto și în Dubai. Ar fi destul de interesant, de ce nu, să extindem business-ul cu Antidot Performance și să ne uităm dacă se află și niște mașini mai interesante. Pentru că știți că în alte țări, precum Japonia, sunt mașini geniale. Dar hai să vedem dacă găsim ceva interesant și în Dubai și poate o să cumpărăm unele sau cine știe, poate o să facem și alte lucruri, mai puțin legale. Dar, desigur, avem o groază de lucruri de făcut și... După ultimul date, văd că mă înțeleg destul de bine și cu Lucia. Probabil că vă întrebați unde este momentul de față. Și dacă vă uitați aici în dreapta, ei bine, da, aparent sala de fitness n-am construit-o pentru mine, am construit-o pentru Lucia. Da, aparent Lucia se duce aici la fitness și uitați-vă cum se antrenează. Deci efectiv este aici, trage de fiare, n-are nicio problemă. Dar e destul de tare, pentru că vezi, și dacă te antrenezi aici, ai o priveliște atât de frumoasă și e și aer curat, băieți, pentru că este totul open space, așa e deschis totul pe aici. Lucia, ce faci aici? Te antrenezi? Ia uite, mai e o intrare pe acolo. Nici nu mi-am dat seama, deci da, planul casei e destul de interesant. Ce faci, Lucia? Uite, eu trag aici de fiare, Antidot, pentru că vreau să fac mușchi, da, vreau să fac mușchi și o să fac mușchi mai mari decât a tăi, mamă, ce grea e bara asta. Am înțeles, vrei să faci mușchi mai mari decât a mea, am înțeles, dar bara aia câte kilograme are? 5? Sau cât poate să aibă? De ce râzi de mine, Antidot? Tu știi cât de grea este bara asta? Tu cred că nu poți să faci cu ea. Adică eu sunt foarte puternică și mă antrenez de mult, mama, dar cred că... da, o să am febră musculară la cât m-am antrenat aici. Da, păi vezi să nu ai o febră musculară atât de mare, pentru că tu o să trebuiască să ai grijă de casă cât timp eu o să fiu plecat, pentru că va trebui să plec din motive de profesionale, motive profesionale, o să trebuiască să plec până în Dubai, o să mă întorc probabil că mâine sau păi mâine, așa că da, tu vei avea grijă de casă, fratele meu de Antidot Performance și da, oricum, ai și un bodyguard de aici, deci nu este nicio problemă, nu cred că se va întâmpla nimic, deci pur și simplu mă anunț dacă se întâmplă ceva. Unde-i spus că pleci, Antidot? Tu pleci în Dubai fără mine? Cum se poate așa ceva? Păi da, eu plec din motive profesionale, Lucia, nu plec așa pentru că vreau eu sau nu plec în vacanță, să zic așa, plec din motive profesionale, da? Adică vreau să mă interesez de mai multe lucruri, dacă este o zonă bună de business, adică să deschidem o afacere acolo, să mă uit de dacă pot aduce niște mașini mai interesante din Dubai și mai multe. Dar o să te las pentru că eu trebuie să trec și pe la domnul Lee, am o groază de chestii de făcut, trebuie să vorbesc cu fratele meu și după aia am zborul, da? Deci ne vedem mâine, Lucia, deci cam asta este ideea. Vezi că ai și un bodyguard aici, în cazul în care se întâmplă ceva, dar cel mai probabil nu o să întâmple nimic, băieți, n-are ce se întâmple. Bun, în momentul de față trebuie să mergem la Antidot Performance, să vedem cu ce mașină să mergem. Uite, o să mergem cu acest McLaren. M-am gândit ca în perioada următoare să ducem mașina asta la Antidot Performance, poate o lăsăm acum zilele astea și să o modificăm. Vedeți că are niște desene din
din astea care nu prea îmi plac aici, vedeți, are niște desene pe ea destul de ciudate. Na, așa am primit-o noi atunci, știți că am fost la evenimentul acela cu containere și na, cam așa am primit mașina asta, dar o să o modificăm. Mă gândeam să facem reclamă cu ea, adică în loc să fie desenele alea mai ciudate așa din anime pe ea, să scrie Antidot Performance și așa mai departe, să fie și numărul nostru de telefon de la service, ar fi destul de interesant, adică este o opțiune și o să o iau în considerare. Însă, o să mergem acum desigur și la Antidot Performance, fratele meu deja se află acolo și ideea este că el se va ocupa în perioada următoare, adică până mă întorc eu, de Antidot Performance, pentru că va trebui desigur să, na, să fie cineva acolo, cam asta este toată ideea, deci o să trebuiască să rămână acolo, să se ocupe de toate treburile astea și în primul rând să aibă grijă de dealerul auto, pentru că eu nu știu când mă întorc, mâine sau poi mâine, da, va dura ceva și o să fie un pic mai complicat, dar nu este problemă, am angajat și un bodyguard acolo, deci nu este nicio treabă. Bine, am angajat bodyguard la noi acasă, aici nu e nimeni din păcate, dar el dacă are probleme sună la poliție sau ceva, ia să vedem. A, uite-l pe fratele meu, este aici, văd că umblă la o mașină, ok. Da, știu că este puțin mai gol, băieți, pentru că de când ne-am luat mașinile și le-am dus la noi acasă, nu prea mai sunt atât de multe mașini pe aici pe la Antidot Performance, adică mai este aia din stânga și asta de aici și mai avem încă una aici care a venit pentru modificări, să zicem că nu avem o perioadă atât de aglomerată, dar o să ne ocupăm în continuare, o să avem mai multe comenzi garantat și da, momentan avem doar 3 mașini care trebuie modificate sau tunate și fratele meu se ocupă de una dintre ele până mă întorc eu, cred că le termină. Bun, cum merge treaba, Lucas? E bine tot în regulă? Da, e bine. Bun, ideea este că eu o să trebuiască să plec din motive profesionale în altă țară, adică o să trebuiască să plec în Dubai, dar o să mă întorc... Dubai? Da, în Dubai, doar că este foarte departe, mă duc cu avionul acolo, trebuie să zbor, am zborul peste, nu știu, vreo 20-30 de minute, sper să mă încadrez aici. Ideea este că tu o să te ocupi aici în continuare de Antidot Performance până mă întorc eu, Lucy are grijă de casă, deci da, cam asta e ideea, eu mă întorc mâine sau poimâine. Bine, Lucas? Da. Bine, deci uite, văd că ai numai 2-3 mașini aici de tunat, de modificat. Până mă întorc eu, garantat sunt gata. Deci na, nu e atât de mult de muncă pe aici din câte văd. Dar cu siguranță o să avem și alte comenzi. Acum e și sfârșit de săptămână, da, e destul de normal, cam asta este toată ideea. Bun, ideea este că noi o să trebuiască acum, mă gândeam să las mașina asta aici și cred că asta și vom face, băieți. O să lăsăm cel mai probabil mașina asta aici. Nu știu dacă o să o modificăm. Da, adică fratele meu nu cred că o să se ocupe el de modificarea mașinii, pentru că trebuie să-i punem altă folie, trebuie să facem mai multe chestii. Mă gândeam acum să facem un lucru mai important. Într-un fel sau altul știți ce voi povestea cu Rolls-Royce-ul nostru și decât să îl țin în buncăr acolo ascuns, să nu fac nimica cu el, e bine, mă gândeam să-l vând. Și nu să-l vând într-un mod mai obișnuit, ci să-l dau domnului Lee și poate îmi dă el o altă mașină la schimb sau vedem dacă are ceva interesant acolo. Dacă nu, o să-l dăm și în momentul în care face rost de o mașină mai interesantă care e pe placul meu, probabil o să o luăm. Așa că o să mergem cu mașina aceasta de la Antidot Performance până la bunkerul secret ca să luăm și Rolls-Royce-ul, ca să avem cu ce să ne întoarcem și desigur o să fie cea mai simplă chestie, chit că na, am putea să mergem și cu Rolls-Royce-ul și dar după aia ne rămâne o mașină acolo, ceea ce nu prea are logică. Deci o să mergem acum până la bunkerul nostru secret, o să ne luăm Rolls-Royce-ul, îl punem aici sus pe platformă și o să-l ducem domnului Lee, iar el se va ocupa de vânzare, adică mă gândeam să-i zic să nu-l vândă în Los Santos, ca să nu mai avem probleme de genul, că știți voi ce s-a întâmplat, mă gândeam să-l vândă în export, da? Adică să-l vândă în altă țară, nu știu, să-l trimit în Japonia sau orice altă țară, încât să nu-l mai vedem niciodată, pentru că știți voi ce s-a întâmplat cu el. Și, na, având în vedere că am angajat și un mecanic să-i găsească acea problemă, am crezut că, bă, e ceva normal, poate a fost săcuit sau așa, și nu s-a descoperit problema, înseamnă că mașina aia chiar este blestemată și trebuie să scăpăm de ea cât mai repede, dar da, aia era mașina mea preferată, băieți, vreți să vă mint, chiar era mașina mea preferată și da, e un pic nasol, chiar sunt trist în privința acestei mașini, dar știți voi ce mașină am primit acum de la Lucia cadou, ca să nu mai folosim pe aia și o să-i respect decizia, o să scăpăm de acest Rolls-Royce. Stați așa că trebuie să punem aici pe GPS, mereu mă pierd aici, la ultimele sute de metri mă pierd aici, acum să ajung.
ajungem, ceva de genul. Dar noi putem veni pe aici, frate, da, ceva de genul, putem să venim pe aici. O să trebuiască cumva să învățăm străzile astea mult mai simplu. Normal îmi arată pe acolo, dar mi se pare că și pe aici pot să mă duc. A, dar aici e pe, da, acolo e pe contrasens, deci o să respectăm și noi, bineînțeles, regulile. Și trebuie să o luăm aici la stânga, chit că este o întoarcere destul de ilegală, dar hei, nu ne vede nimeni, vedeți că nu trece nicio mașină acum decât domnul ăsta cu tirul. Bun, deci pe aici, bă, trebuie să mențin, trebuie să rețin locația. Bun, ceva de genul, iar acum putem să ne ducem pe undeva prin dreapta. Ia să ne uităm, ceva de genul, iar acum pe aici la dreapta, dacă nu mă înșel. Ok, bun, văd că este aici o groază de plăci cu antidot, dar nu știu ce. Vedeți cum avem noi pe casă la antidot, destul de interesant. Le avem aici, așa că le-a adus fratele meu, habar n-am, dar am putea să le adunăm și noi, că avem o grămadă de materiale și aici la bunkerul secret, că noi avem două intrări. Bun, iar acum normal aș băga mașina asta înăuntru, dar nu cred că voi face această greșeală, pentru că după aia ieșim mai greu cu ea. Bun, o să las mașina asta aici de la Antidot Performance și o să luăm Rolls-Royce-ul dinăuntru. Ia să vedem cum ar fi acum să fie dispărut. Hai, că era destul de tare, dar nu. Bun, avem aici Rolls-Royce-ul. Chiar m-am uitat încă o dată cum era să nu mai fie aici. Bun, încă avem o groază de bani. O să facem rost și de alte chestii pe viitor. Adică mă gândesc să cumpăr și alte proprietăți sau alte vehicule și așa mai departe, pentru că avem o groază de bani, deci putem să folosim acești bani să-i investim, băi, sau să-i reinvestim ca să facem și mai mulți bani. Bun, iar în momentul de față o să punem mașina asta ceva de genul. Așa, o dăm cu spatele. Bun, o să-mi fie doar foarte tare de mașina asta, dar n-avem ce face. Iar acum va trebui să o urcăm pe platforma asta și o să o ducem la Antidot, pardon, la domnul Lee pentru ultima dată. Na, nu prea, nu știu să zic despre această decizie, dar chiar m-a speriat mașina asta. Gândiți-vă că a încercat să mă omoare și na, nu prea e o idee bună. În momentul de față am legat aici și mașina de roțile din față și e gata de plecare. Da, putem să mergem acum la domnul Lee fără nicio problemă și, na, nu știu, chiar îmi pare foarte rău, n-aveți idee cât de supărat sunt că trebuie să dăm mașina asta și să scăpăm de ea în adevăratul sens al cuvântului, adică nu pur și simplu pentru că avem nevoie de bani sau ceva de genul, că ar văzut că avem îndeajuns de mulți bani, nu, ideea este că trebuie să scăpăm de ea pentru că am avut probleme, băieți, cu ea și probleme grave, adică imaginați-vă ce s-a întâmplat dacă noi muream atunci, știi, când a încercat să ne omoare mașina asta, ne-a călcat de nu știu câteva ori. Bun, în momentul de față ne aflăm aici, am luat și mașinuța, o să punem pe GPS, desigur, dealerul la domnul Lee, ceva de genul, iar acum o să ne îndreptăm către el, da, adică am vorbit cu el despre toată treaba asta și a dat cel cu părerea, mi-a spus că da, ar fi o idee destul de bună să scăpăm de mașina asta, adică să nu o vândă în continuare în Los Santos, ci să o vândă, nu știu, pentru export, cum ar fi în Japonia sau așa mai departe, și într-adevăr mi se pare cea mai bună idee pe care o putem face și desigur că asta vom face. În momentul de față nu știu dacă are vreo mașină pe care am putea noi să o luăm la schimb pe Rolls-Royce-ul nostru, chit că avem o groasă de mașini deja, dar mie îmi plac mașinile foarte mult, mă gândeam să-mi cumpăr, nu știu, probabil un Porsche, ar fi destul de tare să ne cumpărăm un Porsche sau un Range Rover ar mai fi tare, mamă ce-mi place Range Rover-ul, dar să fie complet așa negru, să-l tunăm, să ar fi tare, dar chiar mă gândesc că ce mașină am putea noi să ne mai luăm, nu știu, puteți să scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă este o mașină tare pe care ați vrea să o adăugăm noi la colecția noastră, pentru că ați văzut ce mașini avem acasă și am putea să mai ne luăm ceva mașini, nu știu, avem destul de mult loc să punem acolo, dacă nu o să mai avem loc vreodată le ducem și la Antidot Performance, dar în principiu înțelegeți la ce mă refer, adică având în vedere că acum o să dăm această mașină, am putea să o înlocuim cu altceva, nu știu, mă gândeam cu un Porsche sau cu un Range Rover, da, am putea să ne luăm și alt Rolls-Royce, dar nu știu dacă găsesc un Rolls-Royce care să arate mai bine decât ăsta și după aia o să îmi amintească din nou de mașina asta și nu prea aș vrea să facem acest lucru, nu știu, parcă mă deprimă faptul că noi ne vindem mașina preferată și na, cam asta este toată ideea, dar o să o ducem aici să vedem ce spune și domnul Lee și să vedem dacă are ceva mașini cu care am putea să o înlocuim, da, nu mi se pare cea mai bună idee. Bun, o să venim aici, o să parcăm mașina asta exact aici și da, o să dăm noi jos pentru că trebuie să-i o ducem înăuntru la domnul Lee. Ia să vedem dacă este aici. Ia, da, cred că este pentru că sunt mașinile lui aici. A, uite și un domn mecanic. Nu prea-l văd pe domnul Lee. O fi aici, asta e așa.
Aici nu e. A, nu e aici în față. Bă, unde e? A, uite-le aici. Bună ziua, doamnă Lee. Să știți că v-am adus mașina despre care am vorbit și mă uit pe aici dacă e ceva cu care putem să o înlocuim. Da, nu prea cred, doamnă Lee. Nu știu, cred că mai aștept. Văd pe aici niște mașini destul de interesante. Da, nu știu ce să zic. Uite de liniștit, Antidot. Dacă este ceva ce îți place, o poți lua. A, păi mă uitam pe aici dacă aveți ceva interesant. Văd că aveți un Porsche și ăsta e un Rolls-Royce, nu? Dar văd că e alt model de Rolls-Royce. Da, destul de interesant. Aici văd o Toyota probabil și un Range Rover, ceea ce e destul de ok, dar nu prea mi-atrage atenția. Bun, hai să dăm și noi mașina jos de pe platformă, adică Rolls-Royce-ul nostru. Gata, am dezlegat și cablurile, acum am coborât și mașina aici. O să o ducem pentru ultima dată aici la domnul Lee. Mamă, câtă experiență am avut noi cu mașina asta, dar acum ultima experiență a fost cea mai nasoală, băieți, deci nu vreau să se mai repete așa ceva, dar nu prea e nicio mașină aici care să-mi placă, deci o să mai așteptăm probabil. Bun, am adus aici mașina, o să o lăsăm la domnul Lee și cam asta este ideea. Bun, domnul Lee, să știți că am aruncat aici un ochi, m-am uitat și la mașinile astea, văd că aveți ceva interesant așa, văd aici un Range Rover. Da, nu e ceea ce caut, văd aici o mașină de curse sau ce o fi, nu prea-mi place. Rolls-Royce-ul ăsta mi se pare interesant, cred că este un Rolls-Royce Cullinan, dar nu e neapărat pe placul meu. Iar aici vedem un Porsche, dar eu mă gândeam la un Porsche Panamera sau, nu știu, un din ăla, așa, un Jeep din ăla mare, un Macan sau un Cayenne, era destul de tare. Dar restul, o să zic pas. Dar uitați-vă, diferența de la mașina noastră la celelalte e grozavă, nu știu, deci nu se compară. În fine, domnul Lee, nu știu, probabil o să mai așteptăm, nu știu, vedeți, poate mai aduce și ceva mai interesant așa pentru mine. Știți deja ce mașini îmi plac, dar cele pe care le aveți aici acum, nu prea sunt pe placul meu, nu. Da, păi nu te pot obliga să iei o mașină de aici, eu o să mă ocup de vânzarea mașinii tale, poate o trimitem în export, de exemplu, în Japonia sau în Dubai, și dacă o să aduc și alte mașini, o să te anunț. A spus cumva Dubai? Oh, ce coincidență, domnule. Păi eu în vreo 10 minute sau așa o să trebuiască să ajung la aeroport, pentru că am un zbor către Dubai, este prima dată când zbor către Dubai, adică merg acolo pentru prima dată. Deci vindeți mașini și în Dubai? Da, înseamnă că acolo sunt niște mașini destul de tari, mă gândesc. O să mă uit și eu, poate vin cu ceva nou de pe acolo, dar nu mă așteptam să ziceți țara asta, adică, nu știu, mă așteptam Japonia, Brazilia și așa, dar aparent sunt mașini tari și în Dubai, a? Oh, atunci îți urez un zbor plăcut, Antidot, și într-adevăr acolo se află niște mașini destul de interesante și te pun să zici și tu, distracție plăcută, vezi, poate găsești ceva. Vezi, domnul Lee, o să am nevoie, da, chiar e destul de tare, dar eu mă grăbesc, v-am lăsat aici mașina, eu trebuie să mă duc de urgență acum la Antidot Performance ca să duc și mașina și o să ne îndreptăm către aeroport. Da, deci astea au fost ultimele noastre clipe cu acel Rolls-Royce și cam asta a fost, băieți, adică n-avem ce face, trebuie să scăpăm de mașinuța asta, n-are rost să ne facă și alte probleme sau să pună în pericol viața altor persoane importante, precum fratele meu sau Lucia, așa că, am lăsat-o acolo, s-o trimită el unde vrea, nu mai îmi pasă de acea mașinuță, iar noi ne vom uita dacă găsim altceva, nu știu, poate o să înlocuim mașina cu alt Rolls-Royce, poate găsim ceva mai interesant, un Range Rover. V-ați gândit vreodată la faptul că Rolls-Royce începe cu R și R, adică Rolls-Royce și Range Rover la fel, Range Rover, bă, destul de tare, adică am putea noi să facem aici o combinație, să ne găsim un Range Rover, dar să vedem dacă găsim ceva pe placul nostru, nu sunt sigur momentan, sau să vedem ce găsim și prin Dubai, dacă nu putem să dăm și comandă de ceva interesant, dar hai să ducem mașina asta înapoi, deci o să o ducem pe asta înapoi și o să trebuiască să ne îndreptăm către aeroport, băieți, da, trebuie să zborăm în Dubai acum, deci cam asta este ideea, zborul nostru este foarte curând și nu vreau să fiu ultimul, pentru că nu prea e bine să fiu ultimul, așa, bun, deci o să ne ducem acum înapoi, lăsăm mașina asta de muncă aici și o să luăm mașina cu care am venit, cred că, adică, cu alta cu care, oricum, plecăm cu mașina cu tot în Dubai, normal am putea să ne luăm o mașină mai sigură cu noi decât să mergem cu
mașina e așa plină de luminițe, dar în Dubai cred că avem voie cu ea. Bun, hai să parcăm și noi această mașinuță aici, de la Antidote Performance. Bun, ceva de genul. Bun, o lăsăm aici. Iar acum, ia să vedem. Da, restul de mașini le avem acasă și nu cred că are rost să ne ducem acum până acasă ca să ne luăm altă mașină. Da, puteam să ne luăm... Sau? Să ne mai ducem acum? Nu, cred că are logică, nu? Ne ducem cu asta? Cred că da, cred că ne ducem cu asta. Cu alta nu prea are logică. Sau am putea să mergem cu altă mașină, da? Nu știu, mai avem noi timp? Ce să zic? Dar am putea totuși. Am putea să ne schimbăm mașina. Poate găsim ceva mai interesant cu care să plecăm. Nu prea aș vrea să mă duc neapărat cu mașina asta, pentru că arată destul de ciudat. Adică, băieți, uitați-vă ce desene ciudate are pe ea. Momentan mașina asta nu e foarte plăcută, să zic așa, pentru mine. Aș prefera să merg cu altceva. Bun, o să o ducem pe asta înapoi la garaj, ceva de genul. Și mă gândeam să mergem cu Mercedes-ul nostru. Da, ar fi destul de tare să mergem cu Mercedes-ul nostru. Dar care, probabil vă întrebați, că avem numai Mercedes-uri pe aici. În afară de mașina Lucy, avem numai Mercedes-uri în grădină pe aici. Mă gândeam să mergem cu mașina asta de pe aici albă sau cu acel Jeep cu luminițe. Da, am putea să luăm ăsta, nu? Am putea noi să luăm Mercedes-ul ăsta decât să mergem cu orice altceva. Da, ăsta se potrivește. E ceva mai special așa până și pentru Dubai. O să luăm noi mașinuța asta și cu mașina asta chiar am încredere că ne descurcăm. Mi se pare cea mai șmecher așa. Adică iese în evidență foarte mult, băieți, de la lumini, de la mai multe chestii. Și cred că se va comporta foarte bine și la drum, pentru că nu știu momentan cum sunt drumurile pe acolo, ceva de genul. Iar acum ne îndreptăm că către aeroport, că nu vrem să plece avionul fără noi, cum ar fi să anulăm avionul și cam asta este ideea, da. Adică se anulează zborul pentru noi, că avionul nu prea se anulează, deci cam asta este toată ideea. Bun, în momentul de față o să trebuiască să mergem aici, ne ducem la aeroport, ceva de genul, cred că luăm pe aici, nu? Sau hai să punem pe GPS ca să ajungem mai repede, pentru că așa ne putem duce și mai repede. Bun, punem aici pe GPS și trebuie să ajungem la aeroport, ceva de genul. Bun, aparent trebuie să o luăm la stânga. Eu am vrut să mă duc prin față, dar ne descurcăm. Oricum, mașina asta prinde foarte multă viteză. Se va comporta foarte bine și acolo în Dubai, cel mai probabil. Adică nu prea contează. Și dacă este foarte mult nisip și dacă este drumul mai accidentat așa, hai că mai avem un pic și să sperăm că avionul n-a plecat fără noi, băieți, pentru că asta ar fi o chestie destul de nasoală. O să o luăm pe aici. Știu că am condus un pic cam nasol. Mă scuzați, domnul. Să sperăm că nu conducem așa și în Dubai, că acolo am înțeles că poliția e un pic cam nasoală, dar o să mergem pe aici să vedem dacă ne-a venit și avionul. Bine, dacă n-a plecat deja cu fără noi, pardon. Așa, și hai să luăm pe aici. Intrăm deja la aeroport aici, pentru că nu vreau să mai așteptăm. Hai și cu bariera asta. Ba, asta nu se deschide. Nu pot să cred că nu se deschide asta. Bă, băieți, ok, aparent s-a rupt și bariera. Cred că trebuia să o luăm pe partea cealaltă, pentru că acolo este intrarea principală, dar hei, hai să uităm. Ăsta e avionul meu sau? Ah, nu, ăla. Da, ăla de acolo pare să fie avionul meu. Ăla cu albastru de acolo și cu alb. Da, ăla e avionul către Dubai. Bun. O să trebuiască acum să ne ducem în spate de tot, pentru că acolo avem și locul pentru mașină, nu? Bă, ce are? Aoleu! Da, stai așa să vedem dacă clanxonăm, oare ne deschide platforma? Nu prea îmi dau seama. Alo? Alo? Dați platforma mai jos că nu pot să intru. Aoleu! Aparent a mers, ce este bine, ne urcăm aici, băieți, sper să nu fim ultimit, dar nu mai văd alte mașini, oare pasagerii sunt deja sus aici? În fine, o să punem și noi mașinuța noastră aici. Iar acum, unde ne așezăm? Da, bă, eu sunt singurul. Ok, acum deja mi-e un pic cam frică, dar aparent, dacă așa funcționează lucrurile, hai să stăm și noi aici jos, n-avem ce face, băieți. Oleu, se pregătește deja de decolare avionul ăsta, ceea ce, da, e un pic cam nasol, adică uitați-vă cât de mare este avionul ăsta, nu pot să cred, dar noi în ce direcție zburăm, oare? Mergem în față? Ok, habar n-am, nu le-am cu geografie, adică chiar nu știu, eu știu unde stau eu, adică unde e Antidote Performance și așa mai departe, dar nu știam că treaba asta cu avionul funcționează atât de dificil. Aparent se duce. Mamă, bă, cât are la oră asta? Bă, aproape 200, mamă, deci dacă nu se ridică ăsta, înseamnă că nu mai ajungem în Dubai, băieți. Oh, se ridică, nu pot să cred. Oh my god, bă, ce? Nu pot să cred, chiar se ridică. Dar până unde ne ducem, la ce altitudine? Bă, băiatule, e imens. E imens, are turbulențe. Ce are avionul ăsta? Mamă, da, băieți. Deci cred că o să fie un drum destul de lung. Aparent facem ceva până acolo, pentru că este în partea total diferită de unde
testăm noi, deci da, să sperăm că ajungem acolo cu bine și nu știu cât timp facem, facem câteva ore, chiar nu-mi dau seama, dar o să vedem, să vedem cum este și zborul, mie mi-e cam frică de avion, vă e frică, scrieți neapărat în secțiunea de comentarii dacă ați zburat vreodată cu avionul și dacă v-a fost frică, chiar sunt foarte curios. Oh my god, în momentul de față chiar văd Dubaiul de aici, băieți, cred că ăsta este Dubaiul pentru că seamănă cu el, adică văd pur și simplu o insulă imensă în față și what? Cred că ne apropiem, dar n-aveți idee cât durează zborul ăsta, băieți, suntem aici pe drum de ceva vreme și aparent doar acum văd ceva și văd acolo o insulă, dar aparent uitați-vă cât de mare e, mă ce? Și am văzut o groază de insule din astea mai micuțe așa de când zborăm pe aici, aparent cred că ne apropiem de Dubai și acum ne apropiem de aterizare, dar nu știu dacă reușim noi cu dita mai avionul pe aici, băieți, deci o să fie destul de ciudat, o să trebuiască să ne uităm dacă mașina noastră este în regulă, pentru că e acolo în spate, da, e acolo în spate unde se pun normal mașinile, bă, ne cam apropiem de apă, mie nu prea îmi place ideea asta, nu prea îmi place ideea asta, să sperăm că avionul ăsta ține la apă dacă trebuie să aterizăm aici, dar ideea este că vrea să aterizeze aici, pe ăsta, pe platforma asta, bă, oare reușește avionul ăsta aici? Nu pot să cred așa ceva, deci dacă avionul ăsta reușește să se ducă pe platforma asta, n-ai mă cum, uite bă, se pregătește, am ajuns în Dubai, nu pot să cred așa ceva, ateriza, bă, ateriza cred, what? A aterizat avionul? Nu pot să cred așa ceva, mai avem 30 la oră, ceea ce înseamnă că da, am aterizat cu succes în Dubai, nu pot să cred așa ceva. Bă, mă lași? Ia uite, bă, acum cred că s-a oprit. Putem să coborâm? Nu-mi dau seama. Oh my god, băieți, am coborât de aici, Nina, aveți idee? Am coborât din avionul acesta. Uitați-vă cât de imens este. Iar în momentul de față trebuie să deschide platforma asta să-mi iau și o mașină. Hai, bă, deschideți aici, bă. Bă, dar nu-mi dau seama. Eu acum am zburat singur până în Dubai. Bă, oare mai aștept mult să deschide pe aici? Ah, oh, uite, bă, s-a deschide. Bă, dar vedeți că aici avem mai puțin loc, bă. Da, nu. Nu știu ce cu avionul ăsta, dar aparent... Oh, uite, G-ul meu! Bă, băieți, ce se întâmplă, bă, cu Mercedes-ul meu? Nu pot să cred. Deci înseamnă că n-a fost prins bine. Nu, n-a fost prins bine. Uitați-vă aici. Deci s-a mișcat, bro. S-a mișcat pe toată perioada zborului. Da, să sperăm că nu i-ați făcut nicio zgârietură. Doamne, și cu zborurile astea spre Dubai, că nu mai zic nimica. Da, hai să ne scoatem noi mașinuța de aici, din avionul acesta, că e clar, după ce o aducem de aici, din Dubai, cred că o ducem la asigurare, băieți. E clar și cu mașina asta. Da. Hai că am făcut treabă cu Dubaiul ăsta, dar aparent în momentul de față am ajuns, arată destul de bine totul din câte văd, dar uitați-vă aici cum arată totul, mamă, plin de clădiri din astea imense, mă ce? What? Uitați-vă cum arată aici, mamă, trebuie să mergem neapărat, dar uitați-vă cât de frumos e și uitați-vă care e diferența de la mașină la avion, da, destul de tare, însă hai să ne ducem și noi în oraș pentru că pentru asta am venit noi acum și să vedem cum este pe aici, cred că pe aici prin față putem să o luăm. Nu? Hai să mergem pe aici. Aparent este stradă ceva, da. Uite ce frumos se vede. Mamă, zici că avionul ăla vine aici, cum se vede așa. Ok, putem să o luăm pe aici? Bă, văd că e tot în construcții, de ce? Da, bine, așa e în Dubai, că, na, e plin de nisip și fac aici clădiri. Uitați-vă ce e aici, bro. Mamă, asta arată ca o rampă, dar nu o să sărim, că ar fi destul de ciudat. What? Uitați-vă ce frumos e aici. Mamă, cât nisip e. Aoleo, da, mie nu-mi place praful, că am alergie. Uite ce e aici, bă. Mamă, bro, uite cât de tare arată. Și ești palmieri, mă, ce? No, uite cât de frumos e. Bă, da, s-o groază de mașini, adică hai, ne ce noi aici. Mamă, cât de frumos e. Nu pot să cred. Deci acolo se construiește în continuare sau acolo se termină aeroportul? Că nu pare să fie un aeroport în adevăratul sens al cuvântului. Bun, aici văd o groază de chestii. Uite câte clădiri. Trebuie să mergem aici în față. Mă, ce? Uite cât de tare e. Și aici poți să bagi viteză sau nu? Bă, avem 250 la oră, văd că sunt cel mai rapid de pe aici. Mamă, să nu fie ceva radar, băieți, da, ți-auzi bine, dacă e și vreun radar pe aici, nu prea e bine. Ia uite, oameni pe motociclete, destul de tare, dau aici o groază de, nu știu, o groază de mașini, vedeți câte mașini sunt pe aici? E ca o autostradă din asta imensă, mamă, și pe aici ce trece? Trenul, nici nu știu, oare putem să mergem și noi într-un loc mai interesant, așa, nu știu, ce
ce-i pe aici. Bă, dar arată destul de tare. Nu știu, ce notă îi dați acestui oraș, băieți? Cum vi se pare Dubaiul? Bă, mi-mi place destul de mult și văd că pe acolo pe sus putem merge și noi, nu? Dar oare cum ieșim de pe autostradă de pe aici? Că văd că asta e autostradă, uite, nu știu pe unde trebuie să o luăm. Ia să vedem. Mergem mai în față. A, uite, pe aici văd ceva. Am voie pe aici? Nu, cred că e doar cu sens unic, adică ai voie să vii de acolo. Dar stai așa un pic, trebuie cumva să ieșim de pe autostradă. Sau, a, uite, acolo era ceva. Ia să întoarcem noi, ceva de genul. Mamă, hai că m-am uitat în stânga și în dreapta. Da, da, m-am uitat dacă e. Și pe aici văd că poți să te duci. Și asta e așa. Ne ducem pe aici prin față. Bă, destul de interesant dacă mă întrebați pe mine. Uite, e un pod imens și poți să vezi orașul de aici. Mamă, am voie pe aici? Da, nu văd pe nimeni, nu văd pe absolut nimeni aici, ceea ce este bine. Ne ducem în partea asta și uite, bă, se vede Dubaiul de aici, bă. Vezi autostrada, efectiv? What? Uite ce șmecherie, nu pot să cred așa ceva. Mamă, trebuie să mergem și noi în căutare de, nu știu, locații din astea unde se strâng ăștia bogați. Sau, nu știu, de mașini șmechere pe aici. Dar văd o groază de mașini pe autostradă pe aici. Mamă, trebuie să fie și locații de astea speciale pe aici, nu? Uite cât de frumos e. Mamă, uite câte mașini sunt pe autostradă, băieți. Mamă, deci ăsta e cel mai tare loc aici. Să stai în partea asta și dacă te duci acolo poți să vezi partea aia. Dar ce îmi place mie aici sunt clădirile astea imense, băieți. Da, deci clădirile astea imense le iubesc. Bă, ce tare e. O să stăm pe aici, nu știu, probabil că până mâine sau păi mâine. Dar ce frumos e, bă. Miam. Dar oare putem să ne ducem și pe acolo, pe unde sunt clădirile astea, pe unde stă lumea? Pe astea sunt hoteluri sau ceva, nu știu ce clădirile astea. Mamă, ce-i pe aici, bă. Bă, mă laș. Cred că mergem și noi să ne uităm pe acolo. Mamă, ce clădiri imense pe aici. Bă, băiatule, ce se petrece pe aici? Dar nu prea văd mașini, vedeți? Deci astea sunt hoteluri, dar nu știu ce se petrece pe aici. Și totul e pe nisip, bro. Ce se alea pe acolo? Ia uite, bă, uite ce am găsit aici în față. Nu se poate așa ceva. Ia. Nu pot să te mai cred. Mă, ce? Na. Ziceți voi, ce mașini sunt astea, că eu nu-mi dau seama. Wow, ok, da, cred că ar fi o idee destul de interesantă să venim pe aici să cumpărăm niște mașini. Deci de asta zic și domnului de mașini astea, de mașinile astea pe aici. Mamă, sau poate furăm unele, cum ar fi să furăm mașini din Dubai, bă? Mamă, ce e aici? Ia să vedem, deci aici e un hotel, aici se cazează lumea. Uite și pe aici văd o mașină. What? Ce e ăsta? Nu pot să-mi dau seama. Nu știu, asta e ceva mașină custom. Sau poate că există doar una în lume de arată așa. Nu poți crede așa ceva. Uite ce mașini găsești, încă una. Uite aici ce mașini au ăștia, bă. Da, aici e clar. Dar eu nu-mi dau seama, ăla e bugat acolo. Și ăsta, nu-mi dau seama. Deci nu poți să crezi ce mașini există pe aici. Mă, ce? Uite, încă una. Bă, ce-s mașinile astea pe aici, bă, băia? Doamne. E clar, băieți, e clar, dar uitați-vă unde ne aflăm noi pe aici și garantat mai găsim. Deci uite-te unde ne aflăm noi pe aici, în mijlocul deșertului și efectiv am găsit cele mai tari mașini posibile. Da, cred că o să stăm pe aici puțin și poate venim și noi cu ceva special, cu, nu știu, cu un avion sau cu un elicopter, ceva, să punem niște mașini în el. Bă, nu știu, ați vrea să cumpărăm niște mașini de pe aici sau, nu știu, să fărăm? Ar fi destul de tare, dar văd pe aici o groază, bă, o groază de mașini și trebuie să fie și dealer auto pe aici sau ceva, nu? Ar trebui să fie, pentru că Dubaiul ăsta e imens, dar mamă ce experiență, bă, e prima dată când vine aici, nu știu, e tare rău de tot. Dar cam asta a fost tot și pentru episodul de astăzi. Nu uitați și voi ca de fiecare dată să spargeți butonul acela de like. Hai strângem cât mai multe la acest episod pentru că am fost în Dubai și desigur dacă strângem multe ar fi genial. Până data viitoare, am fost Antidot. Baftă.